Roman mai are o componentă extraordinară, care sunt antreprenoriale. În toate studiile de capital teritorial, este o componentă concurențială, cum îi spunea Roman în limbajul ăla mai rival, care produce rivalitate și intangibilă a capitalului unui teritoriu. Pentru că e rivală, fiecare vrea să-l aibă. Adică ăștia sunt luați din teritoriu tot dacă nu știu să-i păstreze. Și teritoriul pierde capital. Ei bine, la noi nici nu e băgat antreprenoriatul înseamnă în studiile savante de capital uman. Sau e destul de formal. De ce am descoperit chestia asta? Există un profund dispreț din ambele părți. Al mediului academic, față de antreprenorii, afaceriști, sunt mai așa. Nu sunt mături, nu sunt refizeri. Sunt de calitate mai proastă. Iar ăștia teoreticii, de aia, nu se facă nimic, să își pună pe pâine. Dacă n-am fi noi, e o prăpastie între cele, nu comunică cele două clase, decât absolut punctual. Și, de fapt, sunt relații personale. Sunt relații între două clase. Chestia asta ce naște? Păi dacă eu nu am antreprenori care au o rutină de experiență în afaceri provocatoare de tehnologie nouă în zona asta, eu n-am cine să preia cunoașterea achiziționată și oamenii formați în universități și cercetare ca să le dau de lucru și să-i angrenez în proiecte antreprenoriale capabile să schimbe calitatea economiei românești. Să schimbe calitatea producției respective. Dacă n-am această curea de transmisie pe capital, oamenii nu s-au format degeaba. Colegul nostru, Daniel Poenar, care a fost vicepreședinte al centrului la început și în Singapore, omul ăla, când a terminat doctoratul în Olanda, el pe ce studiase la doctorat și era bun, avea decât trei locuri în lume în care se putea duce. Omul ăla se duce la unul să-și valorifice chestia asta. Ori, noi nu avem ofertă pentru așa ceva. Spunem Braille Game. Dar dacă nu am ofertă antreprenorială, antreprenor capabil să... Chiar antreprenori în cercetare. Pentru că să vedeți, în cercetare, se vorbește, nu-i finanțare. E adevărat, e finanțare, dar ea e o și găina. Degeaba dai bani unor colective care, să fim sinceri, n-au mai dat nimic valoros de mult. De ani de zile. Preferă o finanțare instituțională care fără pensie proastă, fără stipendie proastă. Mai ales prin institutele academice. Un fel de rentă viageră, că are un titlu, că a fost l-a cunoscut pe marele. Marele a cam murit. Pe marele profesor și că de-a fost la doctorat și nu știu ce, n-a mai lucrat prea mult, că salariul e mic, dar altceva nu face. Nu-i acuz. E foarte trist. Dar dacă ar fi mai mulți întreprinzători în cercetare, care scriu proiecte, care nu le scriu, le concep, iar trage, iar va valorifica și pe ceilalți. Că nu pot să le cer. N-au fost formați în viața lor ca să fie întreprinzători. Au fost selecționați așa, ca asistentul supus. Studenta cu minte și supusă toată viața. Cum să devină persoana aia, știe foarte bine bucățica ei, dar cum să vină pe picioarele ei? Păi asta se pune turul pantalonului profesorului toată viața. Nu poate. Îmbucurătoare sunt două cazuri. E cazul Iași. Iași n-a înțeles, domnule, ei sunt campioni în România pe fondul de astea FB7, a fost FB7, acum Orizont 2020, e prea tânăr, da? Ei au cele mai multe pe cap de cercetător. România stă foarte prost, în primul rând, la numărul de proiecte de cercetare depuse la FP7, la 100.000 de locuitori.
și la suta de mine cercetător. Păi dacă nu încerci, cine e ca la lotă, cine joacă nu câștigă, nu? Dacă nu știu, a scris un proiect, pe media europeană, era de 7,5, acum oricat. Un proiect de 7,5, puse de consorții serioase, e finanțat în competiție. Păi tu care n-ai experiență, tu care debutezi, care ai și imagine mai proastă. Păi pune, frate, 14, 15 proiecte, ca să... Ea și-a luat cu 14-15. Unul la 14-15 repuse, dar a repus. Alt fenomen îmbucurător era Suceava. Suceava are un prorector extraordinar, unul care vine din Statele Unite, are însă și la salariu și a luat un alt sabatic ca să pună omul mai bine. Și are de gând să le face ca și a reușit să-i convingă. Așa e, aproape de culmea de reușită. E cu o muchie. Suceava să devină o adevărată facultate antreprenorială și nu una culmoldeană. Deci culmoldeană aia care are de toate, e cu pompă, e universitatea, în frumusețe ei. Păi câte culmoldiene poți să ai în România? Deci orice spirul haret poate să fie culmoldeană, orice... Și chiar dintre cele mai mici, care au fost secții ale universităților din capitalele de regiuni, nu, e prea mult. Ori o universitate antreprenorială ce face? Se uită foarte bine pe nevoile locale de cunoaștere. Și încearcă să dea diplomă, să specializeze tematic cercetarea și formarea profesională pliat pe nevoile locale. Mult mai bine armonizat pe ele. Asta începe să creeze legături între antreprenoriatul local și universitate, să formeze chiar o ala de la care se poate lega din nou maioneză. În Suceava există acest demers. La Târgu Jiu, ar vrea tot cu bolnie, cu bolnie, cu bolnie. Nu au aceeași abordare. Și se vede diferența de vigoare, de rezultate, de tot de cele două mași. De exemplu, prorectorul ăsta știe bine ce e cultură organizațională și cultură de comunitate academică, de legături și între studenți și profesori în campusul respectiv. Suceava n-are teatru, dar el a făcut o extraordinar frumoasă sală de spectacole, bine echipată, destul de bine echipată, acolo, unde organizează tot felul de chestii și cu etichetă, ținut obligatorie, vestiar, cu toată treaba. Și a zis, cum să fac, că n-am bani. A tot încercat să aducă trupe din teatru independent, prin București. Costă drumul, extraordinar de mult, București și departe. N-ai unde să-i cazezi. Îi mai cazezi dacă mine, dar e foarte greu să aduci o trupă până acolo. Și atunci singura mea șansă să aduc este să inventez un festival de teatru, dar să aibă noi, mă, pe ceva. Deci s-a luat reprenoriat. Și am avut festivalul de teatru al universităților de teatru din România, pentru că nu exista așa ceva. Universitățile de teatru din România nu aveau din inițiativa lor. A trebuit să vină Catalin. Asta e un antreprenor social. Care a catalizat un început de fenomen. Nu știu, au fost, mi se pare, două ediții sau o ediție, dar mi-e ideea. N-am văzut festivalul, nu știu cât de bine a ieșit, cât de prost a ieșit. N-am citit cronici. Dar ideea și faptul că a apărut așa ceva e un exemplu foarte bun. Uitați cât de rău stă. Vedeți România aici. E o chestie izolată, mică, mică, între alte țări europene. Diametrul acestui cerculeț
revenită numărul efectiv de cercetători la 100 de mii de locuitori. Deci avem cel mai mic număr de cercetători la 100 de mii de locuitori din țările Uniunii Europene. Nu sunt date că nu se mai înțelegea nimic. Am luat codașele și trei fruntașe și restul cu 18 total. Mediocrele primele le-am de dragul înțelegerii, le-am lăsat. Datele sunt Banca Mondială și Eurostat. Aici numărul de specialiști, variația numărului de specialiști datorată migrației. Deci pierderea de specialiști datorată migrației, iată, foarte multe țări pierd, în beneficiul câtorva mari absolvanți de specialiști care sunt Marea Britanie, Belgia și Austria. Ăștia au crescut foarte puternic. Iar aici e numărul fluxului în 10 ani, deci de specialiști, ci aici e sporul de cercetători. Deci dacă aici e numărul de cercetători, aici e derivata, viteza, sporul. Noi suntem în declin. Iată cum arată graficul pe număr de cercetători pentru România din 1996 până în 2010. Avem o scădere din început cu 1997 până în 2001, după aceea avem o scădere din 2006 până în 2007, plafon, iar o scădere din 2010 până în 2011, ușoară tendință de creștere din 2011 spre încoace. Datele sunt Banca Mondială. Nu sunt luate de noi din teren. Asta, cu chestiunile despre antreprenori pe care vi le-am spus, vi le-am remarcat, se vede din avion poziția și arată că suntem într-o situație de declin care chiar foarte atins periculosului pentru nație. De asta trebuie să ne gândim foarte serios cum întreprindem. De asta și schimbat cu ce încep în seara asta, pentru că avem nevoie să vorbim despre sexul îngerilor.